Încă de când și-a deschis porțile expoziția de iarnă, Brickenburg a atras nenumărați copii care abia au așteptat să pătrundă în fascinanta lume Lego. Încercăm să construim o bază de Lego și ne cam greu un pic. Eu vulpe pirat. Și a fost greu să o faci? Cum ți-a venit acesta? Băi, a fost cam greu și se cam strică, numai pot să repar ușor. Mie îmi place să construiesc case și să mă joc cu păpușile mele, ori să construiesc chiar restaurante, am foarte multe mâncăruri, sau pizzerii. Pasionații de construcțiile Lego nu sunt doar cei mici. Laszlo, unul dintre membrii asociației, a construit macheta unui festival de muzică electronică, care pe lângă clasicele cărămizi conține lumini colorate, o boxă care redă muzica de festival, dar și un ecran pe care rulează videoclipuri pentru a dinamiza întreaga creație. Ideea a venit pur și simplu că sunt un fan al muzicii electronice și a diferitelor festivaluri care se petrec în țară și în străinătate. Teoretic vorbind, cam în 2 săptămâni am reușit să realizez construcția. Lumea Lego mi se pare inventivă, mi se pare ceva creativ și ceva greu de făcut. Pentru mine Lego înseamnă o jucărie sau ceva mai special decât să mă joc cu mașinuțe. Pasiunea a pornit de la unii colegi care mi-a spus de Lego și De atunci mă tot pasionează în fiecare săptămână cumpăr câte unul. Ediția de iarnă a expoziției Brickenburg a ajuns anul acesta la cea de-a 9-a ediție. De fiecare dată încercăm să aducem ceva nou sau ce există deja, încercăm să le extindem, să le modificăm și bineînțeles e mult de lucru de fiecare dată și sunt niște ore de lucru, niște nopți nedormite. Expoziția găzduită de Muzeul Etnografic al Transilvaniei poate fi vizitată până duminică.